Nu știu cum ar aprecia invitatul meu ceea ce a auzit mai devreme. Sincer, mi îmi place mai mult Paul Simon, dar e o variantă Disturb cu Sound of Silence, așa, mai, na, mai modernă. Spunem bună dimineața a domnului George Gontinac. Bună dimineața! Pentru prima oară la Viva FM, vorbim despre sport în această dimineață, deși am început să vorbim despre muzică și dacă vă întrebați de ce, să știți că uh, domnul Gontinac se pricepe foarte bine și la una și la alta și mai are o pasiune, Sunt, uh, e 3 în 1 ca să zic așa, un om... Uh, uh, destul de valoros și care are și un parcurs așa interesant. Vom pune accent mai mult pe sport în dimineața asta. Vreau să vi-l prezint așa, teolog, student la conservator, care s-a întors pe terenul de rugby și care face performanță cu copii pe care îi pregătește și pe care îi duce la cel mai înalt nivel. Când a început? Care a fost startul acestui drum și care, este, care, a fost parcursul până ați ajuns la nivelul acesta de a pregăti campioni, practic? <coughs> Bună dimineața încă o dată. Da, este un drum foarte interesant și neașteptat. Am început în 2011, când m am înscris în, în, acest domeniu. Am practicat și o rugby de performanță, patru ani, Adică cei patru ani de liceu, la Botoșani. Apoi s-a desființat la Botoșani. Am, am dorit să continui, am mers la, la Bârlad, în clasa 10 și la 11, și am terminat la gura humorului, clasa 12, tot cu ruibii. Și din dorința de a păstra câte ceva din acest domeniu, am, am continuat să, să fac asta cu copiii din satul meu, pe care. Îi iubeam foarte mult, îi iubesc foarte mult și acum, țin legătura cu cei mai mulți dintre ei. Și încet, încet s-a putut mai mult, în sensul că am ființat o asociație acolo. Am practic un club sportiv, ne-am înscris în campionatele în care ne încadram, în turneele în care ne încadram și am, am participat în mod oficial, amical și oficial și uh, încet încet am ajuns astăzi în să facem un uh, în, în oraș. A fost uh, greu să convingeți copiii că există și alt sport în afară de, nu știu, regele sportului fotbal sau eu știu uh, alte sporturi la care, pe care le cunoșteau, nu știu, aba, poate tenis sau uh, lupte sau de ce se <coughs> pasionează băieți, în general, haltere și așa mai departe. Și păi... da și nu. Uh, Într-adevăr, sportul rege fotbal atrage pe cei mai mulți, dar cel puțin de când am venit aici în Botoșani Am primit niște felicitări din partea unor oameni Unor sportivi care practică și fotbal și, și alte sporturi Și felicitările au, au constat în, în ideea că Bine că se face și altceva Pentru că vin copii la fotbal Și încep să urască sportul pentru că nu reușesc să practice fotbal și ei ar vrea să facă sport, dar nu, nu se identifică cu, cu ce ar trebui să, să facă ei. Și unii, chiar am unii sportivi în, acum în Botoșani, care au practicat tot felul de sporturi, 4-5 um, ramuri sportive și au rămas la noi pentru că se identifică foarte bine. În același timp, sigur că orice antrenor caută. Figuri reprezentative pentru acest sport, știți foarte bine: trebuie să fii bine somatic, trebuie să ai viteză bună, să stai bine pe picioare, cum se spune. Și când îi vezi în comunitatea în care te afli, în oraș, în, îi, îi cauți, îi cooptezi și ai dezamăgiri când ei refuză să, 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 să facă, să practice, mm -hmm. să vină să încerce măcar. Pentru că nu știu ce, ce presupune con, concret acest sport, că nu e despre luptă pe teren, și nici un sport violent, și nici nu e o demonstrație de forță neapărat. Spuneți că e un sport inteligent și destul de interesant într-o discuție pe care am avut-o în pregătirile acestui interviu Pentru că eu chiar nu mă pricep nici la fotbal, nici la rugby, sincer Dar mi-ați explicat așa în linii mari că se potrivește cam orice tipar de, de băiat, ca să zic așa, da? de sportiv Indiferent de greutate, de... pentru că fiecare are locul lui bine definit în echipă și poate să facă ceva pentru echipă în mare, a zis cam tot. Exact asta este. am avut este, profesor bun. Da. Exact asta este ideea: că lumea cea mai multă privește acest sport ca unul foarte dur, unul în care este o adunătură de huligani acolo și se împing sau se, se bat. A, așa pare de la distanță, însă totul este un, un control, este un joc controlat și exact cum ați specificat, fiecare are rolul lui în teren. Bineînțeles că toți au ceva în comun, trebuie să știe să paseze, să placheze, să prindă un balon din zbor și așa mai departe, dar posturile, posturile la Ruby sunt foarte bine definite pentru fiecare, adică Undeva trebuie să fii foarte puternic, undeva trebuie să ai foarte bună viteză, undeva trebuie să ai o pasă și mai bună decât ceilalți, undeva trebuie să gândești atât de bine faza încât nu se așteaptă nimeni, adică trebuie să fii cel mai bun pe acel post și așa mai departe. Așa încât e o adevărată familie, echipă care reușește să se manifeste ca un întreg ca să ajungă la un rezultat final și totodată rezultatele finale sunt reprezentate de multe altele decât eseul în sine, adică marcarea de puncte, pentru că sportul acesta aduce foarte mult bucurie, foarte mult, promovează foarte multe valori. După care ribiști și nu numai, foarte multe sporturi promovează valori, se ghidează și își creează prietenii în jurul respectului, al disciplinei, al prieteniei, solidarității, conviețuirii în grup și așa mai departe. Știm că foarte mulți dintre sportivii de performanță de top, cu campionii mondiali chiar, au plecat de la sate. Acolo sunt pepinierele adevărate, acolo sunt Oamenii puternici, clădiți, crescuți de mici, așa sunt ei puternici, de acolo se, se vreau să spun, acolează nu noi cuvântul corect și nici nu vine acum cuvântul, e bine. Așa. de acolo se face selecția, știu că și grupurile sportive tot acolo merg să facă selecția și să-și aducă sportivi, elevi sportivi în, Chiar și în licee, dar și în cluburi sportive. Și apropo de performanță, spuneați că v-ați înscris în campionate și că ați trimis copii în țară pentru sportul de performanță, la cluburi cu potențial. Și aș vrea să detaliați lucrul acesta, pentru că e foarte important pentru ceea ce urmează să ne spuneți spre final, referitor la evenimentul din acest weekend. Explicați-mi. Da. Ca primă idee, sigur că la SATE este promovată această acest aspect cum că copiii ar fi mai muncitori. Uh, sigur că și în oraș se găsesc foarte foarte mulți copii muncitori și cu dorință. Trebuie să efort la asta mai. Uh -huh, uh -huh. Eu am găsit aici copii foarte, foarte valoroși și foarte uh, muncitori, talentați și da, uh, am lucrat la Hlipiceni uh, 4-5 ani cu mai multe generații uh, și la sat acolo într-adevăr, copiii veneau de la muncă și încă voiau să facă sport, încă voiau să muncească și pe, pe partea aceasta. Și da, acolo la Hlipicene am reușit, am reușit. S-a reușit pentru că eu nu mi-am dorit numai decât lucrul ăsta, eu am dorit să fac, să aduc acest frumos sport să le împărtășesc lor și pentru talentul lor, pentru bunul mers al, al lor sportiv, în meciuri au fost văzuți de antrenori din țară și coptați, căutați, m-au sunat, m-au căutat antrenorii și și-au dorit, și -au dorit unii copii care astăzi, iată, și își câștigă existența prin acest sport și nu e puțin lucru. Mă bucur foarte mult pentru ei, țin legătura cu, cu ei. Da, E mare lucru să, să ieși de la sapă, să zic așa cum zice țăranul român, de la sapă de lemn, de la muncă grea, la o muncă mai. care este și ea grea, dar zic eu mai plăcută, mai respectată și mai. înspre un nivel mai avansat. Care te scoate în lume, practic. Și exact. uh, mare lucru, ați spus că și copiii de la oraș sunt uh, determinați și pasionați de acest sport și capabil să depună efort, ceea ce e foarte important, pentru că știm că e o diferență mare, sunt mai corcoliți dacă pot să mă exprim așa. E e o diferență totuși. Eu consider că copiii de la sate sunt mai sănătoși și mai mai bun așa. Dar e mare lucru să spuneți că avem și în oraș copii capabili să facă acest sport. Mm -hmm știu că la Vigene ați făcut voluntariat. Acum nu știu în ce măsură și cum reușiți să antrenați, unde antrenați, ce antrenați și care este scopul final. Legându-mă și de, de, competiția pe care, iată, o organizați la Botoșene în acest weekend. Noi avem aceeași asociație, numită la, precizată la început, Asociația Club Sportiv Sfântul Gheorghe Hlipiceni, care a devenit acum birocratic Ruby Club Botoșani. Asta este persoana juridică pe care, deci asociația pe care o înscriem în, în, în turneu, în campionat. Ce desfășurăm aici? În primul rând aducem fenomenul Ruby la Botoșani. Asta e cel mai important de făcut și de specificat acum. Pentru că RUBI, Botoșaniu are foarte puțină tradiție, am vrut să spun că nu are, dar iată că are. Am fost pe terenul Trei Coline la Botoșan și m-am bucurat să văd un atelier stabil de, de ruibii, deci de antrenament, un atelier de antrenament, niște cauciucuri puse pe niște bare și mărturia ale oamenilor că a fost ruibii la Botoșan, chiar dacă puțin, și văzând, știind că aici sunt oameni muncitori, sunt copii muncitori, Botoșanu nu este chiar un oraș, așa cum spuneți, dumneavoastră. corcolit, eu aș spune unul super evoluat în sensul că am uitat de partea asta de muncă și de reflexia asupra sănătății psihice și fizice prin sport. Da, mă referăm la modul da. în care sunt crescuți copiii la oraș, uh -huh, uh -huh. mai protejați. Sigur, sigur. <laughs> Și eu îl numesc o, o, ca o, nu știu, poate exagerez, o comună urbanizată, adică chiar una, o comună unită, cu oameni uniți, oameni uh, super uh, activi, uh, implicați, am avut uh, parte de multe prietenii, chiar dacă suntem la început, uh, eu am un an de când m-am mutat aici, uh, am parte de multe prietenii din partea oamenilor frumoși și iată ne ajungem și aici. Uh, da, spuneați de turneul de sâmbătă. Nu am stat mult pe gânduri și ne-am înscris și noi la un turneu, la un circuit, la un campionat, adică într-o într competiție oficială. Am înscris la clubul nostru trei echipe sub 8, sub 10 și sub 12 ani, în total aproximativ 25-30 de copii mai vin, mai pleacă, mai, mai, mai vin noi, am mai, am, am mai, avut noi în ultima vreme, scuzați. Așa și ne-am înscris, după cum am zis, la o competiție, turneul, circuitul național. Deci există un turneu regional aici pe Moldova, în care sunt înscrise mai multe cluburi, precum Gura Humorului, Bârlad, Iași, și așa mai departe, câmpul lung, grăbești, mai multe școli care au rugby și cluburile vin cu echipele pe care le pregătesc. Unii vin cu under, under 12, sub 12 ani, alții vin cu toate categoriile care au tradiție în rugby și reușesc să le pună pe picioare. Și federația organizează, se, se organizează foarte bine, așa fel încât să să, să jucăm împreună, să ne distrăm, și la final toată lumea să ia locul întâi. Sâmbătă, la Botoșani, o să avem un, și noi o să fim gazda a tur, a acestui turneu. Cum se organizează lucrul acesta? La începutul jocurilor, adică undeva în primăvară, înainte de jocuri, de competiții, efectiv, ne, ne întâlnim cu toții și stabilim unde vor fi aceste turnee. Se organizează 3 sau 4 turnee și cine dorește să fie gazde ale turneului. Iată și anul acesta, în primăvara aceasta, am dorit și noi să fim. Tocmai că suntem foarte însetați de, de acest sport și de activitate. Copiii noștri, copiilor le place foarte mult și în discuții cu ei, cu părinții lor, au dorit să fim și noi și să ne implicăm activ. Cam asta e. Cam câți, câți sportivi s-au înscris? Sau câte cluburi aveți? V-am zis, deci undeva la știu. 67. 5, 6, 7 cluburi ah. cu. se adună un adevărat festival în acea zi, undeva la 200-250 de copii. Fine. <laughs> e foarte fain, da. La ce oră începe cât și cât durează? Doar sâmbătă sau și sâmbătă și duminica? S sâmbătă la ora 11 durează undeva la 3-4 ore, depinde de cum, se, cum evoluează lucrurile. Pe terenul Victoria, în strada Pacea, la ce Or, or, deci ora 11. Da, ora 11, așa, scuze. Da, da spun asta pentru că poate sunt spectatori care vor să vină să Sput, vadă sigur. și să descopere acest sport minunat și poate și din județele Moldovei, pentru că am aflat că vin și din Moldova. Iată, se joacă rugby în Moldova, tradiție sau nu, pentru că există oameni pasionați ca dumneavoastră care țin acest sport în viață, ca să zic așa. Dacă mai vreți da. să adăugați ceva, um... încheia. Sunt multe de spus Mi invităm copiii Să se, să se alăture acestei activități Nu numai decât acestui sport Ci invităm să încerce Să nu să nu Fie reticenți Așa le spun și eu alor mei Dragilor încercați tot felul de sporturi Tot felul de culturi Muzică, dansuri Instrumente muzicale Pentru că nu știi cu ce te identifici și să treacă peste acest baraj, care ar putea să-i limiteze. Un baraj reprezentat de ideea sportului acesta cu balonul ăsta ciudat, oval, că e brutal, sau avem copii foarte micuți, foarte slăbuți, care se descurcă extraordinar, sunt printre cei mai buni în echipă. Și încă un baraj, acela al, al muncii, îl adresez părinților pentru că. Este un sport complex care implică multă inteligență, multă deschidere și multă muncă fizică, și la final sunt rezultatele frumoase. Ideea este că ne lovim de acest baraj foarte, foarte simplu și nu, nu trecem peste el. Vin copiii acasă și spun că n-aș mai vrea. Părinții ar trebui să se întrebe oare. Sportul este prea dur pentru el sau copilul este un pic cam leneș sau să zic, deci trebuie să-și să motiveze copiii să muncească, pentru că oriunde este muncă, oriunde este muncă, iar aici dacă reușește să se identifice cu acest sport, nu trebuie decât să, să muncească și să fie uh, uh, Să-și dorească, să uh -huh. da. Să aibă dorință Mulțumim, domnul George Gontinac. Eu mă întrebam unde vă găsesc. Am dat simplu căutare pe Facebook, Rugby Club Botoșani. Cred că e valabil și pentru celelalte județe din Moldova. Cine vrea, vă găsește sau își găsește echipa oriunde ar fi. Minte sănătoasă în corp sănătos. Mulțumesc. Succes sâmbătă la competiție. Sper, să ne... Mult. Sper să ne vedem. Rămân...